M-am regăsit, bineînțeles, și am schimbat și puțin harta, dar vă dau imediat detalii. Bună dimineața din nou tuturor! Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, iar în est, centru și sud se va menține predominant închisă. Mai ales pe parcursul zilei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Moldova și local în Transilvania și mai ales ploi în Dobrogea, Muntenia și izolat în Oltenia. La munte temporar va ninge și doar izolat vor fi condiții de polei. În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în regiunile estice și în zona Carpaților de curbură, viscolind ninsoarea, iar noaptea în sudul Banatului și pe crestele montane. În Maramureș se va arăta soarele astăzi, dar valorile termice vor rămâne reduse. Se vor înregistra 3 grade în Satu Mare și Sighetul Marmației și 4 grade în Baia Mare. Soare se anunță astăzi și în Crișana, dar maxima zilei nu va depăși 2 grade nici în Oradea, nici în Arad. Bănățenii vor avea o zi de miercuri cu cer variabil și o maximă de doar 2 grade în Reșița, Timișoara și în Lugoj. În Oltenia cerul va fi variabil cu unele norări și ploi slabe în sudul regiunii. Temperaturile de astăzi vor urca până la 5 grade în Drobeta, Turnu Severin și 7 grade în Târgu Jiu, Craiova și Slatina. Pentru Transilvania, meteorologii anunță cer acoperit cu precipitații mixte în centru și ninsori viscolite în est și în sud-est. Termometrele nu vor indica mai mult de 0 grade în Miercurea Ciuc, 1 grad la Deva, 2 la Cluj-Napoca, 3 grade în Brașov, Alba Iulia și Zalău și 4 grade la Sibiu. În Moldova va continua să ningă în nord și centru, iar în sud precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile de astăzi nu vor depăși 0 grade în Piatra Neamț, 1 grad în Vaslui, 2 grade în Focșani și 3 grade în Galați. Dobrogenii vor avea o zi ploioasă cu temperaturi în scădere față de ziua precedentă, așadar se vor înregistra 4 grade în Cernavodă, 5 în Tulcea și 10 grade în Sulina. Pentru Muntenia se anunță o nouă zi ploioasă cu temperaturi în normalul perioadei. Mercurul din termometre va urca până la 3 grade în Brăila, 4 grade în Buzău, Slobozia și Călăraș, 5 grade la Alexandria și Giurgiu și 7-8 grade în Târgoviște și în Pitești. În capitală cerul va fi acoperit de nori și va ploua. Maxima zilei nu va depăși 6 grade. Mâine vom avea o zi cu cer variabil și o maximă în jurul valorii de 8 grade. Vineri, chiar dacă temperatura mai crește puțin, se întorc ploile. La prânz, termometrele vor ridica undeva la 9 grade. Prima decada lui decembrie aduce vreme specifică datei cu precipitații sub formă de ninsoare, dar și sub formă de ploaie. Pentru zilele următoare așteptăm o creștere a valorilor termice, ceva mai accentuate prin sud și sud-est. Cam atât despre vreme. Momentan să aveți o zi minunată!